în urma citirii textului, l-a pe fratele Mihai Vasiu să vină aici în față, să roage personal pentru călăuzire, pentru acest cuvânt care este binecuvântat, ca Domnul să-l binecuvinteze în inimile noastre, pentru mine personal, și Domnul să-l lase în continuare ungere proaspătă. Amin. Ascultăm cuvântul Domnului, care se află scris în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31, un verset foarte cunoscut de noi toți, dăm citire cuvântul Domnului care spune în felul următor. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Cred că îl mai citesc o dată, îl recitesc și apoi fratele Mihai se roagă. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. 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 Înainte de a prezenta în fața dumneavoastră câteva gânduri care le-am avut toată săptămâna și m-am frământat cu o idee pe care am vrea să vă spunem imediat, am să vă transmit imediat despre ce este vorba. Domnul în dimineața aceasta, prin cuvânt și prin mesaj profetic, ne-a îndemnat și ne cheamă la pocăință. Zilele trecute am scris un mesaj pe grupa noastră de WhatsApp, fraților, să ne rugăm pentru sora mea care este în Statele Unite, de mai mulți ani de zile bolnavă. Am aflat că a ajuns în spital într-o stare de comă și vinerea trecută, deci nu săptămâna aceasta cealaltă, a intrat în spital, la câteva zile s-a trezit spontan, brusc. Și medicii nu și-au putut explica din ce cauză. Am vorbit cu ea, am telefonat, telefonat am vorbit cu cumnatul meu și mi-a zis următoarele. Lina, după ce s-a trezit din această stare de comă, cum zic ei, a spus dar atât. Am fost dusă pe un munte foarte înalt. O frumusețe care nu vă pot explica. Și l-am văzut pe Domnul. Nu l-am văzut în persoană, dar știam că este acolo și am zis doar atât. Doamne, vreau să plec de pe pământul ăsta, că m-am săturat de atâta timp. Domnul mi-a zis așa, nu este timpul încă, te întorci înapoi, pentru că foarte curând, foarte curând am să vă iau pe toți la mine acasă. Ei, după ce s-a trezit, ea numai despre asta vorbește. Despre frumusețea care a văzut acolo, care nu poate să o explice, și despre mesajul acesta. Domnul este aproape. De aceea ne cheamă și astăzi la pocăință. Despre ce vreau să vorbesc astăzi? Despre un secret care pentru noi nu mai este un secret. Despre o taină despre care sau o taină pentru noi care nu mai este pentru noi o taină, ce este o taină de fapt un secret. Și personal mă simt copleșit în această dimineață de a vorbi. Unul care eu sunt limitat în vorbire, sunt limitat în a înțelege unele lucruri, sunt limitat în a expune unele lucruri, să vorbesc despre un concept sau să vorbesc despre această taină pe care Scriptura o numește prin Marele Apostol Pavel: taina lui Hristos ascunsă de viacuri, dar nouă descoperită, și anume despre Biserică. La ce ne gândim atunci când pronunțăm sau enunțăm numele ăsta sau expresia asta, când zicem biserică? Când apare în discuția noastră cuvântul, expresia biserică, la ce ne gândim? Sau ce vrem să spunem de fapt cu asta? Când eram mai mic, mi-aduc aminte că... Cuvântul care se folosea și care era în umlauf sau în circulație între cei credincioși nu se zicea că mergem la biserică. Mergem la adunare. Mergem la casa Domnului. Mergem la casa de rugăciune. Când se pronunța cuvântul ăsta biserică, automat, eu și probabil și dumneavoastră, cei care sunteți de vârsta mea sau poate mai înaintați în vârstă, ne gândeam la Biserica Ortodoxă, ne gândeam la Biserica Catolică, Evanghelică, Greco-Catolică, Catolică și așa mai departe. Totuși, observăm epistolele Marelui Apostol Pavel, care sunt scrise chiar și din închisoare, trimise. Bisericilor. Și mi-aduc aminte că erau adunări, case de adunare, și la intrare, deasupra ușii, era o tablă și scria, sau Biserica lui Dumnezeu Apostolică, și mai era ceva botezată cu Duhul Sfânt, sau, Biserica Creștină Baptistă sau a creștinilor după Evanghelia și așa mai departe. Era numele pus acolo. Ei, dintr-o dată, parcă nu mai este cuvântul ăsta actual sau așa de bine folosit sau de mult folosit de adunare, ce apare cuvântul biserică. Și probabil pentru unii când vorbim de biserică se gândește la mă duc pe Alois lui Wolf Müller trase la numărul 8 la biserică. Sau, știu eu, pe Frankfurt, a ring la nu știu ce număr e acolo la biserica Elim sau în altă parte. Um, înainte ca să vorbim noi și înainte ca să Apostolul Pavel să prezinte, de fapt, această taină, acest secret al, lui, al Domnului Iisus Hristos și anume biserica, în mintea lui Dumnezeu, în mintea Domnului Iisus Hristos, era deja. Acum, în, în, în termenii se vorbește de două aspecte, adică biserica universală și biserica locală. Foarte pe scurt, după aceea intrăm în miezul probleme: Ce este biserica universală? Este totalitatea credincioșilor de pretutindeni din toate confesiunile care trăiesc după Scriptură. Și acum, atenție, am bine la ce am zis. Din toate confesiunile care trăiesc după Scriptură, nu de toate confesiunile care trăiesc după Scriptură. Deci, din toate confesiunile care trăiesc după Scriptură, Biserica Universală, Biserica Locală, în ziua cinzăcimii, Petru se ridică ca un standard și predică. Și dintr-o dată se hotără să se pocăiască aproape 3.000. Cui s-au alăturat ăștia 3.000? Bisericii din Ierusalim. Au fost 120. Așa spune cuvântul Domnului că o odaia de sus, 120, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, niște limbi de foc s-au văzut împărțându-se peste fiecare și tot ce au început să vorbească în alte limbi. Și vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Unii și-au bătut joc și-au zis să zbeți. Ca și în ziua de astăzi, nimic nou. Păi să te trezești tu la șapte, la opt, care veniți mai de departe să vii la adunare. Păi nu ești normal, zice vecinul tău. Un vecin mă întreba o dată care locuiește pe drum, este ceva mai în vârstă, că ne vedem fiecare dimineață cam pe la aceeași oră, 9, 9 și 10 maxim, că ne împachităm și plecăm. Domnul Wagner face, unde plecați dimineața așa? Să mergem la biserică. Respect. Astăzi nu mai este așa ceva. Un om mai în vârstă. În Apocalipsa, capitolul 2 și 3, Dumnezeu transmite mesaj prin Ioan, apostolul celor șapte biserici, biserici locale. Și le enumerăm. Efes, Smirna, Pergam, Teatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Știți care este problema? Doar două din cele șapte, în dreptul a două biserici din cele șapte, Dumnezeu vorbește bine. Celelalte zice, am ceva împotriva ta. Și acum n-ar fi o tragedie pentru o biserică, Dumnezeu să ne păzească Biserica Betel. Să venim, să avem programe, să se cânte, să ne rugăm, ba să fie și lucrări, să fie de toate. Și să zică Dumnezeu, am ceva împotriva. Spuneam despre biserica primară din Ierusalim care a crescut foarte repede. Și dintr-o dată s-au văzut înconjurați de atâția oameni. Apostolii care erau acolo, Iacov, fratele Mântuitorului, care era păstorul bisericii de acolo și ajutat de Ioan, s-a alăturat după aceea Petru, a venit Pavel, mai târziu, bineînțeles, ca și apostol al neamurilor, dar acești oameni care n-a trecut, poate numai câteva luni de zile. Ei au fost martori la minunile care le-a făcut Mântuitorul, Domnul Isus cu ei împreună. Știți ce mod de viață avea oamenii ăștia? Fapte, capitolul 2. De la versetul 41, cei ce au primit propovăduirea lui, adică a lui Petru, au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Auziți acum, ce mod de viață aveau ei? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credea erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile. Nu le-a cerut nimeni asta. Nici măcar Mântuitorul nu le-a zis. Dar în ideea lor și mintea lor erau atât de convinși că Mântuitorul, adică va reveni imediat peste câteva zile, încât și-au vândut tot. Toate averile și le-au vândut și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Acum, la mintea unor, scuzați-mi expresia, leneș, ar fi biserica ideală. Bă, să-și vândă ăștia casele, să-și vândă averile, și dați în și Pavel zice la un moment dat, cine nu vrea, atenție la citire, cine nu vrea să muncească, să rap de foame, nici să nu mănânce. Citim mai departe toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi, în fiecare zi era adunare, nu știu de la ce oră. m au întrebat, mă, când lucrau ăștia? Din ce trăiau? Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. No, ăștia, da, pocăiți, mă. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, pe lângă ea trei mii în fiecare zi. Doi, alții și alții și alții. Ați reținut de fapt, au fost botezați. Noi pe data de 16 iulie o să avem un botez aici în este lucrarea Duhului Sfânt prin puterea Evangheliei sau lucrarea Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt de a convinge oamenii că trebuie să se împace cu Hristos. După aceea, ce mai făceau? Stăruiau în învățătura apostolilor, așa mai departe, părtășie, frângeau pâinea și acum câteva explicații. Stăruiau, adică insistau, pe primul loc era învățătura apostolilor, adică ei nu aveau scriptura asta, frați și surori, în forma asta care avem noi. Apostolii aveau și transmiteau prin viu grai ceea ce Domnul Isus le-a poruncit și le-a zis să facă. Acum, aducând la noi, ca și biserică, a stărui în învățătura apostolilor, Asta înseamnă că pe primul loc, așa cum am citit aici, trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Pe primul loc să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Apostele au fost trei ani și ceva cu Domnul Isus Hristos și despre aia vorbeau. În Biserică, în Biserica Betel, pe primul loc să fie întotdeauna, dar întotdeauna, Cuvântul Scripturilor. În Matei 22 și în Marcu 12, au venit acei saduchei la Domnul Isus Hristos și au pus întrebarea, întrebarea aceea încuietoare, cumva au crezut că îl prind la colț cu acei șapte frați care fiecare au avut-o de nevastă pe eu. M-am întrebat, bă, asta nu mai îmbătrânit, deci tot tânărul foștități au avut-o de nevastă. La înviare cum a fi? Nu. Și ce le zice Isus? Vă pentru că nu cunoașteți ce? scripturile și puterea lui Dumnezeu. Asta era mintea lor. Știți ce zice? Pentru că nu cunoașteți, zice Matei, știți cum zice Marcu? Pentru că nu pricepeți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Pe primul loc este învățătura, scriptura. Când o să vedeți că o să venim aici și predicăm dintr-un ziar, dintr-o revistă de aia ce stau băieții la Uban așa, să luați biciul să ne bițuiți. Doamne, păzește-ne de învățături, de erezii. Deci tot ce se spune, să se, se spună din Scriptură. Amin. Apoi, părtășia, legătura frățească. Vedeți dumneavoastră, venim miercuri seara, puțin. Venim vineri seara la biserică. Ceva mai mulți. Programul se începe la șapte, după orar. Și noi, aproape o jumătate de oră, vorbim unul cu celălalt. Eu îmi pun mare întrebare când mă uit la cineva și văd că stă așa pe bancă. Mă, dar ridică-te și du-te. Dacă nu se ridică el, du-te tu și întreabă frate, soră, pace, ești bine, cum ești? Nu? O jumătate de oră aproape se vorbește. Și chiar mă gândeam, oare e bine sau nu e bine? E bine. Asta ar însemna să venim la șase jumate, la 18.30, că să putem începe la șapte, cum trebuie. Oare de ce vorbim unul cu celălalt? Păi da, gândiți-vă că nu ne-am văzut de câteva zile, nu? Nu, cum am mai fost? Bă, am trecut printr-o situație. Păi hai să vedem cum facem, cum, știu, o serviciu, una, alta, tot felul de, de probleme familiare, cum pot să ies de aici? Așa găsim numai așa, așa ne putem ajuta. Dacă venim și nu vorbim unul cu celălalt nimic. Acum nu toți avem Duhul Domnului așa de descoperire sau știu eu, că atunci c-a intrat la bănuiala, bă, ăsta, știu eu, are duc de ghicire sau ceva. Nu, nu, Doamne păzește. ne Dar vorbind unul cu celălalt, având părtășia asta discuției, aflăm și noi că, uite, trebuie să uh, află Simeon că trebuie să roage pentru mine. Păi noi asta un har de la Domnul, că avem frați care ne susțin, avem surori care ne susțin. Asta era părtășia. Frângerea pâinii sau, asta am vrut să facem pe 18 mai, dar o facem pe 29, dacă nu mai sunt zile, nicio problemă, într-o sâmbătă când e cald. Deci agape, nu dragoste de masă, o masă de dragoste. Am avut experiențe frumoase când cu toată biserica am ieșit și au fost mulți la Eșingăzei, chiar foarte mulți. Și acum nu că fratele Petru a prăjit bine sau cine l-a mai ajutat acolo pe grătar sau patri știu eu le-au mai iars le-au mai învârtit, în fine dar au fost părtășia aia cu toții la o la altă nu așa frumos. Ne cunoaștem și din altă perspectivă că aici am biserică tăi suntem aința nu dar acolo să vedeți când joacă tinerii fotbal și își mai dau peste picioare să vedeți cum ce harau la nu vorbire și la alta nu Apoi, cina Domnului. O dată în lună, biserica a hotărât să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Doamne, ajută-ne! Și apoi, rugăciune. Miercuri seara, aici este rugăciune. Sunt, știu că sunt în biserică și vineri seara a fost dată o lucrare aici, cum că atunci când am mișlocit pentru o situație din biserică, eu cred că nu greșesc nimic, frate Ovidiu, vino te rog, ca să nu adaug nimic de la mine sau să spun sau să uit ceva, vino și spune lucrarea că este foarte important. N-am avut de gând, dar venind la ideea sa rugăciunii, este foarte important ce vreau să vă spun în, în ideea asta a mijlocirii, a mijlocitorilor. Și fratele video va spune lucrarea care a fost, după aceea noi să înțelegem mai mult. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu! Da, în timp, ce, în timp ce ne rugam, mai exact după ce fratele Patric a dat îndemnul și mijloceam pentru, pentru bolnavii din biserică, am avut o vedenie din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a arătat cum rugăciunile se ridicau către cer, către Dumnezeu. Rugăciunile nu se opreau numai la tavan aici, se duceau către cer. Și undeva eu mergeam în, în sus așa cu rugăciunile, mă ducea Dumnezeu în sus cu rugăciunile și undeva în nori, așa, dintr-o dată s-a arătat un, un duh, un, un, demon, așa să zic, foarte mare. Am înțeles că era o căpetenie și l-a fost foarte, foarte deranjat de rugăciunile noastre. Și zicea așa în felul următor, le declar război și zicea Dumnezeu ca să vină cu un duh de frică pentru cei care mijlocesc. Dar zicea Dumnezeu cei care mijlocesc pentru biserică, care se roagă întotdeauna pentru bolnavi și pentru toate cauzele bisericii, să nu le fie frică și să creadă că ce este în ei, ce Dumnezeu pus în ei, este mai tare decât acel duc. Și mai mult de atât zicea Dumnezeu că mai este nevoie încă de mijlocitori. Amin. 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 Deci sunt acei patru piloni, acești patru stâlpi ai Bisericii Primare. Um învățătură, părtășie, frângerea pâinii, cina Domnului și rugăciune. Vreau să vă gândiți puțin așa, patru pilon, patru stil, aici avem 1, 2, 3, 4, numai bine că se potrivește. Ce ar însemna un stil de aici să lipsească? Ce ar însemna doi să lipsească? Așa ar face tavanul. Nu ne-am putea aduna. Ce înseamnă asta pentru o biserică? Atunci când lipsește un stâlp, când lipsește un pilon de ăsta de bază, e mare problema acolo. De aceea spune cuvântul Domnului că este o taină, dar nu mai este o taină, este ceva care cunoaștem și suntem părtași acestei taine pe care Biblia o numește Biserica Lui. Auziți ce spune Apostolul Pavel celor din Efes, bisericii din Efes, capitolul 3, versetele 4 la 6. Citindu-le, adică scrisoarea care a trimis-o, Vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților apostol și Prorocea lui Hristos prin Duhul. Că, adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, auziți ce frumos, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea. Toți la oaltă alcătuim un singur trup. Tradus în limba noastră cum ar veni aici români de origine germană, nemți, știu sași, unguri de altă etnie toți facem parte din acest trup care se numește Biserica Lui Hristos vine el mai târziu în capitolul 5 și 10, când vorbește acolo despre soț soție, despre un text care se predică la nunți zice taina aceasta este mare, secretul ăsta e mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Taina lui Hristos, îi scrie lui Timotei, apostolul, în capitolul 3, versetul 15, în 1 Timotei, vreau să vin să-ți fac o vizită. Dar dacă voi zăbovi, da, dacă se întâmplă ceva și scap trenul, știu eu, pierd avionul sau dacă voi zăbovi, auziți, să știți cum trebuie să te porți în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Eu nu cred că sunt cuvinte mai mărețe ca așa astea aduse în dreptul unei biserici. Casa lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Îți scriu aceste lucruri ca să știi cum trebuie să te porți. Eclesiastul vine în capitolul 5, chiar la început, în 4 sau 5, dacă nu greșesc, zice, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului și mai bine apropie te să asculți decât să aduci jerfa nebunilor sau a nebunului. Psalmul 50 sau cam așa ceva zice la un moment dat, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Frași și surori, în mintea mea când mă gândesc acum, când vorbesc despre biserică, mă gândesc la trupul ăsta viu, care suntem noi toți, dar credeți-mă, mă gândesc și la localul ăsta. De aceea trebuie să știm să ne comportăm în casa lui Dumnezeu, adică să avem o comportare demnă de casa lui Dumnezeu. Ce ziceți? Să vin la voi în vizită eu. Îmi deschis ușa și când am deschis o iau la fugă. Viu! Și când sar pe cauci, mă urc pe geam, pe ușă, uh, uh, mă zice, bă, ce e cu ăsta? Să iau ciocolată pe mâini și să fac așa pe păreț. Lasă că șteage Patrick și Monica, nu, nu. Haideți să avem respect și de clădirea asta. Pentru că este a lui Dumnezeu. Întreabă Iisus pe ucenici, cine zic oamenii că ca Păi pentru ei era fiul templarului din Galileea. Pentru mulți. Păi da, din, știu din Galileea, neamurilor, din Nazaret, poate și ceva bun de acolo, pe păi, praf și pulbere, nu? Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ioan Botezătorul. Unii zic că ești Ilie, unul zic că ești Ieremia, unii zic că, unii zic că ești unul din proroci, dar voi cine ziceți că sunt? care e părerea voastră despre mine? Că acum părerea oamenilor o știa și Isus. Categoric. O știa și a fariseilor când spuneau despre el că scoate dragi cu Duhul dracilor. O știa prea bine, dar voi ce ziceți despre mine? Că cine sunt? Și atunci Petru își deschide gura și nu vorbește el. Și zice Mântuitorul că Tatăl ți-a descoperit lucrurile astea, auziți. Simon Petru drept răspuns i-a zis, Matei 16, 15, 18, tu ești Hristosul Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și acum atenție, și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, pe această mărturie care ai zis-o că tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este a Lui. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Mă gândeam că Isus după înviere nu s-a dus pe străzi să-i caute iar nu s-a dus nici la vamă să-l caute pe Matei sau să-l caute, știu eu, pe ăștia la pescuit, nu. Știți unde s-a dus? Ucenicii erau adunați de frica iudeilor cu ușile închise, erau la adunare. S-a dus la biserică Iisus și a intrat pânzit cu ușile încuiate și le-a zis, pace vouă. Biserica a luat ființă, în momentul în care Hristos a înviat din morți, pentru că le-a zis și femeilor, mergeți și spuneți-le cui? Fraților mei, să mă aștepte în Galileea, acolo să mă întâlnesc cu ei. În ziua cinzecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, 120 biserica, cei care erau adunați la oaltă, a fost echipată cu acea putere a Duhului Sfânt de a merge și de a mărturisi și îmi veți fi martori Acum aș vrea să abordez un subiect foarte sensibil, care mă simt dator să vorbesc despre asta și îmi dau interesul și vreau ca Duhul Sfânt să mă ajute să nu zic ceva greșit sau să fiu înțeles greșit. Vreau să, să abordez ideea sau conceptul sau expresia asta despre biserica din casă sau biserica de casă. Imediat după Revoluție, în România, a apărut acest curent a bisericii de casă sau din casă. Acum aș vrea să vă rog foarte mult să nu confundați sau să nu facem, adică să facem distinție. ce vreau să zic. Nu este vorba aici, spun în paranteze lucrurile să nu este vorba aici despre programul de după masă, Duminică după masă din casa fratelui Ovidiu și a soregina Borcan. Timp de rugăciune la ei acasă, sau din când în când la fratele Patrick Preda și la Monica acasă, duminică. Nu este vorba despre asta. Astea sunt grupe de rugăciune care sunt recunoscute de noi ca și biserică. Personal am fost acolo la fratele Patrick și Dumnezeu ne-a binecuvântat de fiecare dată. Nu este vorba despre asta. Despre ce este vorba? Există învățătura asta care a fost promovată și este promovată de unii care nu vor și nici nu recunosc autoritatea unei biserici. Știți ce zic ei? Eu și casa mea. Acum, hai să facem un exercițiu. Pe cine să iau să nu se supere? Pe Florin. Bun. Considerăm că la el în casă să începe sau el începe sau a început deja și fără să știm, noi un cer de rugăciune, Zic, cer, nu cer de rugăciune, o biserică, băi, biserica din casa mea și gata. Nu mă mai duc la betelcă, așa, în fine. Eu cu Patrick, cu Ionuț sau și mergem la el acasă. Ce faci, florin ne primești sau nu ne primești? Mai vin peste vreo două, trei săptămâni, câteva familii și nu mai încăpem. Păi după conceptul ăsta că biserica din casa mea ar trebui să ne dai afară. Să zici, nu vă primesc pentru că este biserica din casa mea. Frații și surori, atenție mare la aspectul ăsta. Știu că duminică după masă noi nu avem program, știți foarte bine. Unii în dorința asta de a avea părtășie și nu e rău, se duc și fac kilometri o grămadă. Și am mai sfătuit pe unul și pe altul. Aveți mare grijă unde vă duceți. Dacă e rugăciune la fratele Ovidiu, dacă e rugăciune la fratele Patrick, sunt frații noștri, sunt surorile noastre din biserică care vin acolo. Ar fi o problemă ca cineva în casă la Patrick sau în casă la Ovidiu să lucreze cumva într-un anumit fel și în biserică nu. Ar fi o problemă. Când am format Biserica Elim, în 96 sau 97, cam așa au fost, nu mai rețin așa bine minte, noi până atunci umblam foarte mult și mergeam foarte mult la Nürnberg, la biserică, erau 320 de kilometri dus întors, mergeam foarte mult în Austria la biserici, pentru că erau mai mari din punct de vedere numeric, și când m-a sunat fratele Feher și mi-a zis, Duminică venim și începem adunarea. Care adunare, am zis? sune pe cât știi și ne întâlnim la voi acasă. Cum ai am sunat? Au venit în pantaloni scurți, în șlapi, Nu, no, ca la adunare, cum să mergeau la nemți, în fine. Și s-a început. Ne-am adunat la subsolul casei, cred că vă șase luni de zile. Când am văzut că nu mai încăpem, am apelat la o biserică ca să ne primească. Domnul să mă ajute să nu dau nume pentru că se poate interpreta. ne au primit. Când au văzut că ne mulțim, au zis, că căutați-vă aloc. loc. Ce facem? Am sunat la o altă biserică, a fraților adventiști acum, și am considerat, băi, ei se adună sâmbătă, duminica e liber. Și ne-au lăsat la subsol acolo, când am văzut că ne mulțim, n-am mai încăput la subsol acolo, am zis, nu ne lasă sus, în adunare principală. Ba da. Ei, când au văzut ei că ne-am mulțit și când erau lucrări în biserică, când vorbea Duhul Sfânt prin dar de profeție și când se cânta în adunare și era har în adunare, au zis, noi nu suntem cu de -astea. Căutați-vă loc. Acum mă gândesc, numai Dumnezeu ne-a păzit. Eu cu mânuța mea și cu un de mea am semnat contractul de închiriere la o clădire. Pe cont propriu, n-aș mai face astăzi așa ceva. Nu știu. Așa am considerat atunci. După ce am bă, omule, dacă nu funcționa, rămâneam patru ani de zile, trebuia să plătim chirie mult. Ei, dar când este lucrarea lui Dumnezeu și când Dumnezeu are ochii simțit și îndrepta spre lucrarea respectivă, Păi nu mai să nu mai sunt probleme. Lăudați să fie Domnul. Ei, așa s-a început biserica Elim, înțelegeți? acum cu biserica Betel e alt capitol. Dar cam tot așa mi-am făcut și eu probleme așa. Am zis, bă, chiria e mare. Doamne Isus de unde? De la noi. Dumnezeu lucrează. Deci nu este o problemă când este biserica Lui. Dacă ar fi a mea sau a Lui sau a ta, orice altceva am face aici, dar Hristos n-ar fi prezent. Oamenii nu s-ar mântui, Dumnezeu nu ne-ar vorbi, părtășie n-am avea, ne-am adunat, dar așa să fim adunați, ca la un club. Și am fi tot mai puțin, tot mai puțin, tot mai puțin, pentru că îi spuneam cuiva săptămâna trecută o întrebare care mi-a zis, cum mă, să vină de la 100 și ceva de kilometri la voi la adunare? Băi, unde e stârvul, acolo se adună vulturii. Înțelegi? Unde este hrană, Păi mă duc sute de kilometri ca să mă satur. De ce aș sta într-un loc? Spune cuvântul Domnului acolo în Ieremia 29, dacă citiți, că au ca și niște zmochine mari, fără gust. De saturi cu ce? Cu zmochine amare, cu un fruct amar, cu o învățătură amară și vii mai rău de cum ai, pleci mai rău de cum ai venit. Doamne, păzește-ne! Deci, atenție mare la lucrurile astea. Cei care promovează lucrurile astea, și mai este un aspect, este, ați auzit de biserica online, nu? Toți vă uitați pe YouTube, eu 100% convins. Și toți dați share, adică like, nu toți, Doamne, să nu, să nu cumva. Toți care vă uitați la astea, să nu cumva să faceți lucrurile astea, adică biserica online. Am fost atent să vedem ce predică oamenii ăștia, mă. L-am văzut pe unul, are amvon un în casă, în sufragerie, amvon. Da, amvon. Și dă -i. Știți care este mesajul? am schimbat imediat. Se apără prin acuzare. Acuză biserica locală pentru că așa, așa și pe Nicolo și că să nu se meargă acolo și că asta e biserica reală. Adică biserica online. Nu să facem diferență, programul nostru se transmite online, deci nu despre asta este vorba. Sunt foarte agresivi în vorbire, deci acuză, ca să se apere, acuză pe alții și este și la ei învățătură, este părtășie, este cina Domnului, este rugăciune, dar totul e virtual, e online. Câți dintre voi v-ați împărtășit online? Nu trebuie să ridicați mâna. În vremea de pandemie, câți dintre voi ați luat cina Domnului online? Am dus aminte că am făcut armată un an și patru, un an și uh, patru, cinci luni, cam așa ceva. Și de două ori am fost acasă, dar niciodată n-am prins cina Domnului și în mila lui și în durarea Domnului suntem aici. Faceți mare diferență între lucrurile astea, pentru că ne contrazicem noi înșine. Cum stăm atunci cu textul Scripturilor care ne îndeamnă la iertare? Voi să vă iertați unii pe alții dacă totul este virtual, online. Cum? Explicați-mi și mie cum. Cum este cu dragostea frățească dacă totul e virtual, online? cum este cu un ajutor reciproc, o strângere de mână când vii la adunare, pacea Domnului, frate, pacea Domnului, soră, cum se merge, cum este cu asta? Dacă totul e virtual, o încurajare. Știi ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14? Ce este de făcut atunci, fraților, auziți, când vă adunați la oaltă, când veniți la adunare, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Vrei să-mi spui că te zidești sufletește stând așa, exact cum a spus la început, poate acum te-ai trezit, pe la 10 jumate 11, stai încă cu pătura trasă pe tine, așa pui ceva după cap, așa că să stai sus, cu tableta în față și ronțe știu ceva și vrei să zici că ai părtășie cu frații și cu surorile. fă ți caută-ți biserica. Biserica se bucura de pace. Așa am citit. Și mesajul de vineri seara asta a fost, din anul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, mă duc la Tatăl. Aveți credință în Dumnezeu, vă pregătesc un loc. Păi vin și vă iau cu acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Și spuneam și spun și acum, frați și surori, ne rugăm ca Domnul să lase pace în biserică și să a rugat și fratele Mihai pentru asta. Este nevoie să prețuim lucrul ăsta. Prețuiți vremea de pace. Știți cum trebuie să te porți ca și cu un bibelou așa frumos, ca și o vază de cristal care o ai în mână, ți-o dat -o în mână și tot tot ești uns cu ulei pe mână. Să vezi cum îți -alunecă, alunecă pe între degete. Așa trebuie să te porți cu lucrurile astea de pace. Prețuiți lucrurile astea. Unul an 14 cu 27. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Colosen 3 cu 15. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, biserica trupului Hristos. Să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Atunci când pacea lui Hristos este stăpână, suntem mulțumitori. se întărea sufletește. În colofraților, Efeseni 6 cu 10, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Psalmul um, 20 zice, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, alții pe ce au realizat până acum, alții pe știu pe nu știu ce, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. umbla în frica Domnului. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultător Filipen 2, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, spune apostolul, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Pe păi cum? Bă era și o stare de frică de asta, de teamă, de spaimă. Gândiți-vă că în fapte 5 vine Anania și Safira, știți ce s-a întâmplat cu ei? În fața lor, pentru că ați mințit pe Duhul Sfânt, moare unul, vine nevastă să moare și ea. Pe cum să nu-ți fie frică? Doamne, îți mulțumim că suntem în viață. Îți mulțumim că puteai să zici în dimineața asta, stop. Și uite, mai ai inimă care îți bate, gură care să vorbească. Și de ce să nu laudăm pe Domnul pentru asta? Biserica este un trup viu. Biserica nu este o organizație. Biserica este un organism. Amin. Amin. Noi, din punct de vedere legislativ, din punct de vedere față de statul german, suntem o organizație. Din punct de vedere al finanțelor, bineînțeles, că ăștia nu te lasă nici foaie de mine și de mine. Habar n -aveți ce se întâmplă. Nu. Când le-am spus că avem de gând să cumpărăm, sau... ce vreți voi să faceți? cu atâta aroganță. Adică, cine sunteți voi? Ia să faceți voi asta și asta. Și trebuie să plecăm capul și să tăcem. Nu asta este scopul. Ca să avem a nostru, să avem, știu eu, plătim chirie, nicio problemă. Dumnezeu ne dă banii care ne trebuie. Scopul bisericii, cel puțin două, să-L glorifice pe Hristos și oamenii să se mântuiască cu ce am investit și cu ce se investește pentru lucrarea asta, că se face într-adevăr cu bani, El ne va răsplăti. Și dacă nu ne va răsplăti. Să fim bucuroși că slujim Marelui Împărat. Să fim plini de bucurie că avem harul și onoarea să slujim casei Lui. Peste câteva minute ne despărțim de aici. Biserica Betel nu se dizolvă la orele 1, 1 și ceva. Cei care suntem parte din Biserică, am vrea să rămânem în aceeași legătură a Duhului, cel puțin, până când ne reîntâlnim din nou. Fapte 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonir. Pardon, împotriva bisericii din Ierusalim. Și auziți, versetul 3, Saul, adică Pavel, de partea lui făcea prăpăd în biserică. Cum? intra prin case. Deci biserica nu era numai acolo în Ierusalim, la locul unde se adunau, era și prin case. Adică frații din Ierusalim erau acum la casele lor și se ducea după ei. Anania traduce că, aici zice Conilescu, făcea prăpăd, Anania traduce că a pustit biserica. i aducea pe frați legați și arunca în arenele romanilor să-i mănânce tigri și lei până când Dumnezeu l-a trântit pe drumul Damascului cu fața la pământ și a zis, saule, saule, pentru ce mă prigonești? Pentru că să ne fie clar, atunci când cineva hulește un frate sau o soră din biserică sau chiar biserica, atenție mare, hulești pe Domnul Bisericii, pe El, pe Hristos Domnul. Atunci când pregonești pe cineva, ai de a face cu el direct. Zilele astea, acum mă gândeam să zic, să nu zic, sta de vorbă cu cineva și spuneam, auzi, prea puțin mă afectează, nu zic că mi-e tot una, dar prea puțin mă afectează când cineva îmi vorbește familia de rău. Dar nu pot rezista când cineva vorbește biserica de rău. Acolo nu mai rezist. Nu este nici a mea, dar nici a ta n-am murit eu pentru ea, dar nici tu nu ți-ai dat viața pentru ea. Hristos Domnul și-a dat viața pentru ea. Și a zis, și repet, este a mea, a zis Mântuitorul, și porțile locuinței morților nu vor birui. Oricâtă hulă, oricât amenințare s-a ridicat și ne va mai fi tot mai greu, credeți-mă, uitați-vă cu băgare de seamă la legile care vin. Ne va fi tot mai greu, tot mai greu, tot mai mult se va strânge șurubul, tot mai mult se va strânge șurubul, dar nu va birui Christ, nu, Biserica, nu va fi biruită. Nu va fi biruită pentru că este a Lui. Ne dorim ca într-o zi cu toții, mireasa Lui Hristos, de fapt, Biserica, să ne înălțăm la toți, toți la cer, și să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și spune cuvântul Domnului că vom fi totdeauna cu Domnul, adică cu Domnul cu El, cine? Domnul Bisericii. Prețuiți Biserica, prețuiți părtășia, prețuiți agape, cina Domnului, prețuiți rugăciunea și rugați-vă pentru cei care se ostenesc pentru astea. Duhul Domnului ne îndemna în această zi ca mișlocitorii să fie mai mulți și mai mulți. Sunt cei din linia a doua care nu se văd sunt cei care poate nu știm noi nimeni, dar îi știe Dumnezeu. Și datorită unor rugăciuni din biserică care se înalță zi de zi pentru slujitori, pentru familiilor, pentru că suntem atacul diavolului, în primul rând. Suntem în picioare datorită mijlocirii. Haideți să stăm ridicați. <coughs> Și cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea o altă traducere spune că într-o mângăiere sau cu ajutorul sau pentru uh, uh, mângăierea Duhului Sfânt înmulțea biserica nu e așa că atunci când fii pentru prima dată în adunare care nu îl cunoști pe Domnul îmi doresc și ne dorim cu toții ca să simți mângăierea Duhului Sfânt că nu vii de buiac ce ești aici că nu vede bine ce ți merge aici, ai da de una și de alta, nu vezi că Dumnezeu te pune și te tă cu capul de bara de sus dai. Și vrei să mai faci un pas și iar ești în groapă. Și mai vrei să mai faci un pas și iar ești în groapă. Până când într-o zi te apuci și pe Google, biserica, ba, nu știu ce, unde să mă duc? Ia să mă duc aici. Și când vine adunare, simți așa o mânghere cu Duhul Sfânt în Ăsta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care zice, băi, pocăiaște-te împacă-te cu Hristos, Domnul, că sunt gata să vin și să-mi iau ce este al meu. Și a Lui este biserica. Ne rugăm, Domnul, și îi mulțumim pentru această biserică, pentru fras, pentru surori. Îi mulțumim și pentru localul ăsta care îl avem de rugăciune. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care suntem astăzi aici și toți care sunt în altă parte, prin și de război. El se aducă înapoi. Doamne, îndură-te de noi în această zi, Doamne.